Ne-am întors la povești despre astronomie cu domnul Varga Istvan, astronom amator, dar și inginer electrotehnician. Domnul Istvan, am vorbit despre univers, despre astronomie, acum o viziune a dumneavoastră asupra acestei pasiuni a astronomiei. Știu că îmi povestea tatăl meu și bunicul meu că pe vremuri se învăța în școli, în programa școlar era astronomia. Ce părere aveți? Ar trebui introdusă în școlile de astăzi ca materie astronomia? Da, ar trebui introdusă. Este o părere, e un domeniu de bază al existenței noastre. Astronomia, da, și deci ar trebui introdusă. Bineînțeles, pentru asta trebuie și specialiști care să predea. Profesor de astronomie, da. Profesor, dar mai mult de atât trebuie trezit pasiunea copilor pentru astronomie și nu e sigur că o materie obligatorie îi va trezi pasiunea. Deci, pentru asta e nevoie de oameni sufletiști care să predea, să dea acea scânteie copiilor. Pentru a studia. Da, deci pentru a atrage, pentru a le trezi și a menține interesul. Asta văd în primul rând. Da, e bine, ar fi bine să fie o materie, una din materii astronomia. Dumneavoastră, ați dori să vă faceți propria tabără, să zic, tabără de astronomie în vară, adică dumneavoastră efectiv să fie legată de ideea dumneavoastră de astronomie, să efectiv să predați tinerilor sau celor care sunt interesați. În județul Mureș, ați spus că ați vrea să faceți ceva legat de județul Mureș pe partea asta de astronomie. Da, intenționez să ajungem acolo încât să fie tabere, așa cum există deja tabere de mulți ani în alte părți ale țării. În toată țara. Dar Mureș nu sunt tabere de astronomie? Nu am cunoștință să fi fost. Suntem în faza deocamdată de a face niște tabere, măcar pentru adulți. E mai ușor, că e mai puțin responsabilitate și mai ușor de lucrat cu adulți. Mm-hmm. La niște sfârșite de săptămână, mm-hmm, care dacă dacă devin repetabile și cumva deci cunoscute și de notorietate, atunci putem trece și la tabere de copii. Dar, în primul rând, să facem un nucleu de oameni pasionați cu care să facem ieșiri regulat la anumite locuri. Da. Ar fi interesant. Da, foarte, foarte interesant, domnul Istvan. Ce aș vrea să vă întreb este, a construi, de exemplu, un telescop e mare lucru. Da, și cere cunoștințe destul de speciale și aparatură și, deci, nu e pentru oricine a construit un telescop, se pot găsi. Asta zic că dumneavoastră, ca inginer, poate ar trebui să faceți o organizație în care cumva să luați părți de telescop din diferite părți ale lumii și cu o echipă de oameni să construiți dumneavoastră un telescop mare, să zic așa. E foarte departe acest gând. Acest gând e foarte departe, acolo e nevoie, deci acum, ca să concurăm cu telescoapele actuale, e nevoie de milioane. Echipe de specialiști, nu numai de bani, dar echipe de specialiști foarte axați, fiecare pe feliuța lui, dar foarte profund instruită. Deci, dar putem încuraja, în schimb, bricolajul, hai să zicem așa, în domeniul astronomiei de amator, în care unele părți ale unui telescop pot fi făcute sau îmbunătățite pe acasă, în garaj sau în bucătărie, deci cu instrumente avute la îndemână. Este o cale mult mai accesibilă și care oferă satisfacție oamenilor de rând față de, deci comparativ cu ideea principală, care e ceva foarte strâmb și foarte special și accesibil doar cu bani mulți, aceasta de construcție proprie e accesibilă mult mai multor oameni și poate trezi capacitățile, interes și poate mobiliza capacitățile creative ale multor oameni, mai ales copii. Pe partea de radio, da, ați fost pasionat, ați studiat un pic, adică ați fost aproape rulată de un radiotelescop, să zic așa. Nu. Ca inginer, pentru că acolo e foarte mult de matematică, nu? Este, la partea de radioastronomie, să zic așa. Nu, niciodată nu am fost.
Doar am citit despre asemenea instalații și am văzut pe imagini, dar nu am fost aproape. Ce e legat de radio, în armată am fost la radiolocație, dar asta nu are legătură cu astronomia, radioastronomia. Deci e un domeniu care cere o altă specializare, alte cunoștințe, nu e vizual, e altceva. Știu că mulți europeni merg în insulele Canare, nu? Acolo e cea mai mare locație în Europa, unde sunt câteva telescoape acolo, diferite țări, au Germania, Franța. Da. Vă gândiți pe viitor să mergeți în Canare, să ajungeți la un telescop de nivelul... Da, da, este... Aveți prieteni care au fost? Da, da, ce au spus? Echipe din România fac sistematic excursii, de regulă primăvară, în insulele Canare și la care se poate conecta cine dorește și cine are bani și timpul disponibil. Deci sunt, da, și intenționez să asociez cândva în anii următori, când am și timpul și banii necesari pentru o asemenea excursie. Dar e ceva care merită făcut. Știi că una cea mai mare locație din lume este, cred că, în Chile, nu? Unde e și la o altitudine incredibilă, la 4.000 și ceva de metri, mi se pare 5.000 de metri, acolo sunt acele telescoape care efectiv sunt fenomenale. Adică de acolo poți chiar să studiezi cerul ca lumea. Da, nu? Da. E un mediu foarte e propice pentru observații astronomice. Zona aceea, atmosferă curată, fără precipitații. Și sunt și telescoapele care sunt lăsate în spațiu. E ca un fel de satelit, nu? Care merg în jurul Pământului, pe orbita Pământului. Da, cele telescoape care sunt cele mai performante, nu? Da, sunt deoarece nu sunt afectate de atmosfera noastră, de aceea sunt performante și nici de lumini parazite nu sunt și nici mai ales de efectul deranjant al atmosferei noastre, care introduce, deci limitează mult capacitatea telescopelor. De astea, în spațiu, ved mult mai departe și în ghilimele și pot obține rezultate mult mai bune, dar cu prețul, că prețul e de cu ordine de mărime mai mare. Deci tot ce e de trimis în spațiu costă mult mai mult și dacă se strică ceva, nu e așa simplu că mergi și șurubărești acolo. Că... E, clar, da. Normal. Da. Dar spuneți-mi, tinerii, cei care vor să vadă stele, să învețe, dacă intră pe internet, se pot conecta, de exemplu, la anumite telescoape sau cum pot să se informeze cât mai mult? Pe ce site-uri trebuie să intre? Unde trebuie să intre un tânăr ca să studieze astronomia pe net? Sunt multe, multe site-uri. În paranteză, fie spus, sunt telescoape care sunt accesibile de la distanță, contra cost. Deci ai timp de telescop, plătești și ai la dispoziție telescopul respectiv să facă anumite studii sau să capteze imagini de la distanță. Deci, practic, mânuiești de la distanță telescopul aflat în altă parte a globului și ai la dispoziție informația achiziționată. Deci, de asta ca paranteză. Însă, dacă vrei să... Cine vrea să studieze... Da, să studieze. Sunt multe site-uri și în limba română, maghiară, engleză. Deci găsești cam tot ce vrei. Găsești, exact. Deci pe net găsești... Constelații, găuri negre... Da. Inclusiv deci, și detalii despre diverse obiecte, istoria lor sau tehnice, cum s-a format sau dacă ai nevoie de informații tehnice, tu vrei să-ți faci sau să-ți iei un telescop, ce-ți trebuie. Iarăși ai informații disponibile pe net și ai cel mai bine să iei și sfaturi de la cei care efectiv practică, fiindcă ei direct și poate stă în același oraș cu tine, te ajută, te ia cu tine la observații. Deci asta recomandăm tinerilor care sunt eventual interesați să se alipească unui grup care oricum se ocupă de așa ceva și prin contact direct om la om se pot conecta în această lume. Știu că astronomia poate să fie profitabilă, exact ce spuneați dumneavoastră. De exemplu, dacă ai avea un telescop serios. Da. Poți ca să faci bani în momentul în care tu dai acei timp pe care îl plătesc oamenii din diferite părți ale lumii, da, pentru a vedea cerul. Nu? Am înțeles că e foarte scump.
Da, da. Nu știu cât e, cam dar... Cât e, cam cât, aveți idee cam cât ar fi, de exemplu, o oră la un telescop, să zic, din Canare, să observi o anumită parte a cerului? Drept să spun, nu știu. Nu știți, dar cred că costă destul de mult, nu? Da, da, da. Pentru că trebuie să-și întrețină cumva cei de acolo afacerea, nu? Sigur, sigur. Deci tot, toată infrastructura aceea trebuie menținută în funcțiune, menținută în parametri. Deci cost, nu știu cât costă. Am înțeles că dacă ai un telescop și vinzi acele ore anumitor oameni, deci nu contează, de exemplu, dacă cerul e norat. Ai luat ora aia, ai pierdut-o în caz că ai nenoroc să nu fie senin, ai pierdut banii. Așa am înțeles. Poate da, nu știu. Nu știu care e sistemul exact. La varianta asta nu m-am gândit. Da. Însă, dacă e vorba de făcut bani din astronomie, cunosc persoane care fac bani ținând prezentări astronomice. Deci cu instrumentele avute de amatori. Schemați în tabere. Da, exact, la... da, da. Și țin contra cost prezentări. Deci e un mod de a mai accesibil omului de rând, în ghilimele vorbind, de a face afacere din astronomia, da, de amatori. Da, e și normal. Adică dacă ești un astronom pasionat și bun, de ce să nu faci tabere în care să fii și plătit, nu e așa? Este o abordare, da, să scoți bani din o activitate. E altă abordare când dai gratis niște informații sau da, niște informații unor oameni interesați. Gratis în sensul măcar să-ți plătească benzina și cam atât, deci să nu te coste măcar în sensul ăsta. Se fac cursuri plătite, să zic, de astronomie, sau este vreo asociație la care trebuie să plătești o cotizație anuală, de exemplu, să faceți parte dintr-o asociație națională în care plătiți o cotizație sau nu? Fac parte acum, până acum, din două organizații, una din România, care am menționat, și alta din Ungaria, Beagă Cila Gasăt Iegeșule, deci Asociația de Astronomii, Asociația Astronomică Vega, la care plătesc cotizație, și asta implică niște posibilități și niște obligații. Ca într-o organizație, de regulă, repetați întrebarea. Da, da, și vreau să zic de cursuri. Sunt, poți să-ți faci un curs în care, să, de exemplu, să ai o diplomă în care să te certifice, să zic așa, da, că ești astronom? Poate e prea mult spus că ești astronom. Eventual că ai făcut cursul despre cutare sau despre cutare, sau că ai fost bun în concursul cutare. Să ți se dă o diplomă, da, ceva. Da. Deci forme de recunoaștere a dobândirii unor cunoștințe sau unor performanțe se poate, se și acordă, da. Încă n-am participat la așa ceva, dar văd, știți, din diverse locuri, când persoane sau organizații organizează diverse activități, după care copiii pleacă cu una cu alta de la acele activități. Domnul István, a fost o onoare să vă avem invitat la emisiunea Interviul pentru Speranță la M9 TV. Sperăm să vă revedem cândva în viitor, vorbind despre stele, constelații și despre magia Universului. Oameni buni, pe curând!